Așa ești și tu cu fiul tău, cu Andrei? Îți pui toate speranțele în el? Și le pune. Bineînțeles așa. Că mi le pun, dar am ocolit partea asta cu muzica, de asta nici nu l-am forțat, nici nu l-am înclinat către partea asta să meargă pe muzică. Pe muzică, da. Artist va fi? Ce zici, Maria? Nu Andrei? Cred. Nu? Tu ce simți? Nu. Cum îl vezi? N-a fost foarte atras nici de ceea ce așa. Fac eu, nici de ceea ce face George. Cred că mai mult ca o revoltă a faptului că meseriile noastre ne-au ținut departe de el. Da, da. Da, și nu avea cum să... Noi, bineînțeles că l-am luat cu noi și cât am putut de mult. Și, mai peste tot. Dar vedea că ceea ce... că degeaba îl luăm cu el, că tot nu stăm cu el. Da. Și că stă pe lângă noi și atunci nu înțelegea de ce să vină. E greu să-l smulgeți de la calculator, din telefon? Nu. Nu, el nu e cu calculatorul. Nu e cu preocupat, telefonul, într-adevăr, așa? Mai îl butonează mai mult decât e cazul, că așa mai fac mai toți din generația lui. Un timp a făcut și sport, vreo 2 ani a făcut basket. Și cu fetele, că acum e în perioada în care... Nu e treaba noastră, nu vorbim. Cum? Nu ne băgăm. Păi tot, cum, mamele? Mamele trebuie să băgăm. Știe tot. Nu ne băgăm. Nu? Nu. Asta nu. N-am știut-o. E o chestie nouă. Cum, n-ai tu curiozități? Să vezi, măcar să arate niște poze. Nu pot să am curiozități, pentru cu că el nu are, cum să zic, nu-și ascunde, cum să spun, simpatiile față așa. De prietenele lui și asta, dar sunt doar... Atât. Doar are niște simpatii, nu? Da, da, da. Și are, într-adevăr, o gașcă foarte frumoasă de prieteni și fete și băieți. George, îți mai aduce aminte? Când ți-a dat vestea, Maria, sau cum a fost când ți-a dat vestea că ai un băiat? Păi nu mi-a dat-o, că n-am știut că avem băiat. Și nu eu. Mamă, dar cum a fost? Nu. Că e cu totul altfel decât vestea mă așteptam. Vestea a fost că o să avem o fetiță. Așa v-a zis doctorul? Da, așa ne-a zis cu doctor. Picioare lungi, înaltă, cu părul creț și așa mai departe. Da. Până în ultima zi când s-a născut. Așa. Deci a făcut, cred că ai făcut vreo 3 ecografii. Mai nu? Multe, mai cum? Multe, da, cum? Mai multe, cred. De-a lungul sarcinii faci foarte multe, da. Am acasă caietul de gravidă. Eu așteptam în mașină să-mi spună a greșit. După și ce că... veneam de la ecograf, de la doctor, da. Și... Și ce e? Și ea știa că îmi doresc băiat. E o fetiță cu picioare lungi, cu înaltă, o să fie... Încercam să descriu ceva, un copil minunat. Așa, un fotomodel. Dar ți-a făcut, nu ți-a făcut nimeni obiceiurile acelea cu sarea? Ba da, i-a făcut. Așa și de fiecare dată? Nu mai țin minte dacă mi-a făcut și cum s-a... ce rezultat am. Nu mai țin minte, nu? Ba da, eu știu că i-a făcut mama și a spus că e băiat. Ia uite. Și... zic, hai că te pricepi și tu, mamă. Zic, de-abia am adus-o de la ecografie și e fată. Ai vezi mamă, că mama a avut dreptate? Mie așa mi se că e băiat. Da. Dar acum... Dar ce, unde mi-a pus sare în cap și m-a scărpinat la nas? Da, da. Nu știu, niște chestii de astea. Și așa? Băbești, da, niște... Era răciță, mama. Maria, da, sunt alergică eu. Înainte de a o cunoaște pe mama lui George, ți-era teamă? Ai avut emoții că... poate fi potențiala mamă soacră și, na, acum stai să vedem cum o fi, cum o să mă primească, când o să mă cunoască, când o să o cunosc, cu ce să mă duc, ce să-i duc, niște flori, niște prăjituri, te-ai gândit, te-a preocupat? Nu e genul. Gândul ăsta? Nu e genul să nu, da, fie tu, curtată. Tu ce gen ești? Și așa, ca orice mamă își dorește ca... cel mai important dar lucru, băiatul totuși... lui să fie iubit și femeia de lângă el să fie una potrivită și să facă într-adevăr ceva în viață împreună și... George, mama Maria îmi vorbește ca din cărți. Îmi vorbește potrivită. Ca din cărți, așa? Nu, mama nu este, noi suntem trei care frați. Cărți? Care păi, cărți? Deci, îmi vorbește așa, adică... care cărți, mă? Ia. Da, noi suntem cum trei... Cum era, da, era teamă, mai avea băieți. Emoții, că o să o cunoască pe mama ta la început. Asta spun, suntem așa. Trei băieți, de ce e soacra cu trei nururi ca să... Absolut. Dar clar, nu clar. Este personajul acela din poveste care să
și chinuie nurările și să... Așa, da. Nu, din contră, aleasa inimii noastre este și... Cea mai bună, cea mai frumoasă, exact, e minunată. Și acceptată. Nu s-a băgat în... Da, că stai, n-a că intervenit, nu da. Te merită sau că ea e nu știu așa, cum, așa. Sau vine dintr-o familie... Nu, nu e o persoană de genul ăla. Ea a acceptat... E, dacă vrei să nu răspund ca din cărți, sau așa, poate așa. Cine, e bună mamă care are apartament. Uf, uf. Da. Păi și ce, nu-i așa? Păi vezi că e... Întotdeauna trebuie... Vreau, n-a zis nimic, mă? Hai că am prins-o. Așa. A zis, vai de mine, dar ce fată talentată și drăguță. Dar ce vă potrivi? Da, dar tu erai singura. Cât te muți la ea? Tu erai singura dintre cele trei nurori care a avut apartament. E, ia, păi, uite. Restul n-a avut niciuna. Și nu... A, ce lăsate? Da. Cum Natalie. Cum Natalie, da. Înțeleg. Da. Deci nu a fost... Nu știu, poate că la mine a avut interes. Spun așa, nu. 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 Ia să o întreb eu sau să... Nu, 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 și chiar mi-aduc ia. Aminte. Ia, stai să o sun. Ia, stai să o sun. Ia să vezi acum. Când i-am cerut părerea. Alo? Alo? Să rămână mamă soacră. Ce faci? Nu e acasă, e la băi. A, da, da, da. Da, cu copilul, da, cu copilul tău sunt aici într-o emisiune, vorbim despre tine. Ia zi, mamă soacră, ce părere ai avut despre mine când ți-am cerut... Te-am cerut eu? Nici nu mai știu. Nu, tu m-ai cerut, hai să nu exagerăm. De nu, la cine te-am cerut? De la tata. Ai venit acasă și m-ai cerut. Da. Mamă, scuză-mă, stai că încă mai avem ceva de rezolvat și te sun înapoi. Da. Da, da, da. Fac curat prin apartamentul meu, mamă. Da, da, te sun, te sun. Să rămână, să rămână. Am deranjat-o. Ai deranjat-o? Am deranjat-o. Deci n-ai făcut bine. Ce a făcut? Asta e o lavanderă. Era la băi, în insulele Canare. A, frumos? Da. Țin minte, acum vreo 95, 96, cam așa eram la televiziunea română și acest mic aparat era... Bineînțeles, prins la centura pantalonilor, pantalonului. Și o doamnă acasă mă vede la televizor, a urmărit emisiunea respectivă și îmi zice: măi, Maria, iartă-mă că-ți spun. Aoleu, zic, ce s-a întâmplat? Eu cu emoția primelor apariții, da? Nu e frumos ce-ai făcut. Dacă tu ai telefon... Și în 90, dacă aveai deja telefon, știi că era o întreagă nebunie, telefon mobil. Nu e nevoie să vii cu telefonul, să-l pui în buzunar și pe unde, pe deasupra, știi, ca să vadă lumea că l-ai. Dar nu era telefon. Nu era telefon, vecină scumpă și dragă. E aparatul ăla cu microfonul, e, lasă, nu contează. M-a distrat foarte tare. Revenim la voi, la dragostea voastră, la felul de a... Nu știu, de a vă înțelege, de a vă duce mai departe cu bune, cu rele, cu reproșuri sau fără. Cum e Maria? E mai rea de gură câteodată, George? Mai pisează, mai insistă, mai... Îți face creierii praf câteodată? Nu îmi face creierii praf, dar asta înseamnă că îi pasă și încerc să înțeleg de ce și pentru ce și... Care e oful. Care, da. Ea este o persoană expansivă, se exteriorizează așa, ne arată nouă, dar eu cred că e tare greu de ajuns la sufletul ei. Tu ce zici? Păi dacă n-am ajuns decât eu. Numai ție ți-a dat voie, nu? Atât. Maria? Da. Așa e? Foarte puține persoane știu exact cine e sufletul cine tău. Poate ajunge decât el? E normal? Tu cum te găsești pe tine? Cum te descoperi pe tine acum la 48? Cu niște riduri, atât. Atât? Nu s-a schimbat nimic? Și un pic mai... nu mai am energia, că eu mai sunt... Mai așezată? Da, așa, un pic mai așezată. Slow motion? Nu că n-aș... Cum să zic? În lăuntru meu e la fel de... Ești vulcanică, puternic, fierbinte. Și dinamic. Numai că s-au rulmenții. Scârție? Au început să scârție, știi? Și astea, cred că trebuie să schimb rulmenții, Georgica. Un picuț, da.
Schimbă-i. Înțelegi? Asta e singura mea problemă. O să vă întreb acum, pentru că tot am insistat și am punctat și voi și eu că stați mult împreună. George, la un film o mai scoți pe Maria? Da. Da, da, dar ce ne place? Că avem, chiar aici, deci în platoul ăsta, asta care e a de fost multe. Odată ca niciodată, un cinematograf celebru în București, voi ați fost aici la film. Da. Acum câtă vreme? Mare, Georgica. Acum câtă vreme, Maria, s-a întâmplat? 96. 20 de ani, cred. Mai mult. La început, nu. Nu erați căsătoriți? Nu. A, nu. Eram prieteni. Așa. Și ea a jucat o scenă într-un film și la un moment dat, nu știu, stăteam noi acasă, nu știu unde a văzut, într-un ziar sau ceva, sau a anunțat-o cineva și a zis, știi că la Excelsior, la cinematograf, da, Excelsior, a ieșit filmul. Nici nu mai știu. Mai, ne-am venit special. Mi-ai spus, știi că a ieșit filmul ăla, haide să mergem să-l vedem. Să... Așa. Și l-am căutat, da, să vedem la ce cinematograf. Am luat doi prieteni. Vecinii noștri din bloc unde locuiam Angelica înainte. Și, Alexandru. Și Maria, veni și Maria, că era și... Nu era. Doar noi, patru. Nu, mă avea și Maria câțiva anișori, că vorbim de copilul, fata lor, da? Nu mă amintesc. Așa. Da. Și... Eu tot încerc să arăt că ne-am era multă lume. În mașină. Eram mulți. Și am venit... Și ați venit la film. Și am venit la film. Să o vedeți pe Maria, pe marele da, ecran. Pe drum... Mai glumeam, poate nu găsim locuri, poate nu. Corect. Da. Și? Și când am ajuns, vrem și noi patru locuri, mai pe centru, mai... Păi vă așezați unde doriți, că e sala goală. Era un film românesc, cu distribuție normală, actori. Bigman, da, și